O noutate neplăcută este că asocierea, constructorul de pe Traian și Decebal, a venit cu o solicitare absurdă. Denotă foarte mult tupeu după o perioadă destul de îndelungată în care lucrurile nu au mers cum trebuie, luni de zile în care s-au căutat mai mult scuze decât soluții. Iată că astăzi avem parte de o solicitare de prelungire a contractului undeva până în mai 2025. Acest lucru este absurd și nu se va întâmpla în niciun caz. Împreună cu colegii din primărie și cu tehnicienii pe care avem, căutăm soluții să oferim un răgaz pentru lucrările suplimentare care au apărut într-adevăr pe aceste tronsoane, dar în niciun caz nu putem fi vorba de depășirea termenului de 31 august. Asta trebuie să fie foarte clar și trebuie să înțeleagă acești constructori că punctul final pentru acest contract este 31 august.